Odată cu instaurarea comunismului în România, spunea fratele Iuliu Centea despre Ieremia, sunt perioade în istoria națiunilor când Dumnezeu le judecă. Vedem nu numai în cadrul în sânul poporului Israel, da? Vedem și mai nou în lumea contemporană și după dărâmarea turnurilor gemene la americani, spunea marele evanghelist Billy Graham și soția dânsului, e momentul în care America este scoasă la tabla istoriei și judecată, adică este cercetată pentru că s-a îndepărtat. Ei, noi, conjunctura aceea naționalist-socialistă și implementarea bolșevismului, pe de parte eram la mijloc, a prins România, cum să spun, descoperită și din punct de vedere al relației cu Dumnezeu, da? Dar și din punct de vedere al politicienilor care nu mai terminau în certuri intestine partide. De fapt, cred că bine spunea marele savant și geniu al poporului român Nicolae Iorga, că nu crede că mai există o națiune în care să se consume atâta energie în politică. Și vedem și în ziua de astăzi. Da? Ei, ce vreau să spun este că momentul acesta, 1945, pentru că trebuie să recunoaștem, 45-55 au fost tancurile sovietice în România. 10 ani noi am fost, da? Perioada aceasta și implementarea comunismului a fost o perioadă în care atunci, cu toată prigoana, cu toată asuprirea, bisericile creșteau. Românii îl căutau pe Dumnezeu cu riscul de a fi dați afară din servici, cu riscul de a fi trimiși la canal. Eu sunt unul dintre ei, vorbesc de canalul al doilea care a fost finalizat sub Ceaușescu. Da? Perioada aceasta, vedeți, e foarte importantă. În libertate, vedem numai după 28 de ani și referendumul a fost edificator. 20% din acest popor declarat 98% credincios, creștin. Taiwan, majoritatea necreștină au trecut. Au trecut. Atenție. Vedem, iată, numai după 28 de ani unde am ajuns, la ce procent. Da? Pentru că totdeauna în libertate națiunile din punct de vedere al relației cu Dumnezeu și al moralității s-au dus în jos. Sub prigoană. Și trebuie să dau exemplul acesta pentru că îl știu de la fratele Iun, căreia, sigur, i-am aranjat, așa cum știi, că am fost colaborator la întâlnirea de la Parcul Rozelor. A fost în această emisiune. Numai sub prigoana comunistă chineză, cea mai mare biserică subterană numără 150 de milioane de membri. De ce? Interzis. Și când sunt descoperiți, sunt condamnați la temniță pe viață sau la moarte. Nu se botează un creștin interzis chinez din biserica interzisă, nu autorizată, nu e primit la botez dacă nu spune când sunt descoperit, sunt gata să mor pentru Hristos. Noi acum, revenind la perioada comunistă, a fost perioada în care Dumnezeu ne-a judecat, ne-a trecut prin toate, de la foamete, curent 2 ore, televiziune 2 ore, ce strigau românii la Timișoara în 1989. Atenție, generația ateizată. O generație 43 de ani de comunism. Ce strigau? Că n-au învățat la școală, n-au făcut religie, da? Nu au avut profesori, ce a învățat bunica? Înger, îngerașul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu. Cam atât se rezuma. Și culmea, exact generația decrețeilor, da? Generația ateizată, șoimii patriei, uteciștii strigau, există Dumnezeu, există Dumnezeu, ca să nu vorbesc că, iată, vorbim de judecata lui Dumnezeu în perioada comunistă, dar vorbim de eliberarea lui Dumnezeu, pentru că ea a început în Timișoara în fața unui preot reformat, da, unui pastor reformat. Și știm totul pentru că biserica unde slujeam, foarte aproape de ca să nu mai vorbesc de faptul că în primele zile când Timișoara a rămas izolată, atenție, revoluția a fost eminamente creștină. Da? Care a fost vorbesc de zile de 16, 17 și 18. După care au ieșit muncitorii. După care vrem pâine, după care vrem și democrație. A spune că nu vezi mâna lui Dumnezeu în istoria românească de-a lungul a 100 de ani, dar cum spunea prietenul și distinsul meu coleg,
Putem vedea mâna lui Dumnezeu oriunde în istoria de 2000 de ani a românilor, de la, de unde vreți, de la bisericile de Cretă, de la Basarab, din Dobrogea mea natală, da? Unde nu avem acolo cristelniță pentru boteza copii, avem baptistier. De unde? De la Niculițel, unde au fost martirizați Zoticos, Camasis și Atalos, da? E foarte adevărat, foarte bine puncta. Sigur, apostolul Andrei însă a propovăduit în întreg bazinul Pontului Euxin, da? Inclusiv partea Odesei și până la Georgia, da? Și prin Georgia în Armenia, ele sunt și două dintre națiunile care abia în secolul III s-au declarat națiuni creștine. Georgia și Armenia, dar nu mergem la istoria lor, aveam treabă cu noi. Exact asta spunea, noi nu gândim teologic, noi gândim fie sectar, fie habotnic, fie fanatic, da? Noi trebuie să gândim teologic atunci când vorbim de Dumnezeu în viața națiunii române astăzi. Dar putem avea o emisiune despre Dumnezeu în viața națiunilor. Pentru că, atenție, națiunile acestea vor fi într-o zi scoase la tabla istoriei, la judecata lui Dumnezeu. Cifra aceasta, 43 de ani, care elitele, atenție, religioase, elitele academice, elitele armatei, da? Oameni politici, filozofi, toți, dar mă gândesc la Nae Ionescu, mă gândesc la Vulcănescu, mă gândesc la Petrețuțea, dar lista este lungă. Sunt oameni care, cum să spun, au ieșit mai întăriți. Întrebat odată marele gentleman și senior al politicii românești de după Revoluție, Corneliu Coposu, întrebat, ce v-a ajutat să supraviețuiți lagărilor și temnițelor comuniste și periprava în Delta unde vă mâncau șerpii de vișine? Și a spus, numai credința în Dumnezeu.